Doamnelor și domnilor, bine ați venit în Piața Unirii, în piața aceasta binecuvântată de Dumnezeu aici în Oradea. Doresc din toată inima să spun că această adunare publică este în același timp o adunare pașnică. Este organizată de Coaliția pentru Familie, deoarece astăzi dorim să cerem instituțiilor statului român pentru ca odată cu alegerile parlamentare din 11 decembrie să se organizeze și referendumul pentru modificarea articolului 48 din Constituția României. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, celor care ați venit astăzi, cu toate că plouă, ați lăsat toate preocupările pentru a fi aici, în Piața Unirii din Oradea. Vă doresc din toată inima fiecăruia binecuvântarea lui Dumnezeu. În numele Coaliției pentru Familie vă salutăm pe fiecare cu toată dragostea. Familii mai de tineri, oameni de vârstă mijlocie, oameni în vârstă, cu toți însă sprijinind același obiectiv. Familia românească, familia întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dragii noștri, salutăm cu multă plăcere conducătorii instituțiilor care sprijină această modificare a Constituției și în mod deosebit pe toți conducătorii cultelor creștine din județul Bihor care sunt cu noi prezenți aici pe platformă. De asemenea, doresc să mulțumesc foarte mult autorităților locale pentru autorizarea acestei adunări publice, pentru toate aprobările și pentru sprijinul pe care îl dau pentru buna desfășurare adunării publice. Înainte de toate însă, dorim să mulțumim cu toții lui Dumnezeu. De aceea vreau să ne rugăm cu toții rugăciunea Tatăl nostru, și îl invit pe domnul preot Călin Popa împreună cu toții să rostim această rugăciune domnească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ascultăm acum imnul de stat al României. Thank you.
Dumnezeu să binecuvinteze România! Aș dori să invit acum să aibă primul mesaj pentru noi în această zi specială, unul dintre oamenii care a fost în grupul de inițiatori ai proiectului de modificare a Constituției, domnul Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. Vă invităm, domnule rector! Suntem adunați astăzi în Piața Unirii din Oradea, în ploaie, așa cum în ianuarie am fost adunați la temperaturi de minus 11 grade, ca să ne exprimăm credința noastră în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul Sfânt, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor și întemeietorul familiei, alcătuită dintre un singur bărbat și o singură femeie, uniune din care Dumnezeu face să se nască prunci sănătoși spiritual, prunci sănătoși în trup, pentru slava lui Dumnezeu și binecuvântarea societății. Suntem astăzi aici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a ascultat rugăciunile noastre din ianuarie și familia Bodnariu este pe scenă aici să-i binecuvinteze Dumnezeu. De asemenea, ultimele știri ne confirmă că și familia Nan și-a primit înapoi copiii. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Continuăm să ne rugăm și să mijlocim pentru toate familiile de români ai căror copii au fost luați de lângă părinții lor în numele unor ideologii care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi aici vrem să celebrăm familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, cu frumusețea ei, cu binecuvântările ei, cu normalitatea ei. Și ne rugăm ca Dumnezeu să păzească familiile din România de orice influență străină. Amin! Suntem aici să solicităm Parlamentului României, Guvernului, Președinției, să dea drumul la procedura de urgență pentru ca legea referendumului să fie adoptată la vreme și referendumul să se desfășoare pe 11 decembrie împreună cu alegerile parlamentare. Pentru că am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze și Parlamentul, și Guvernul, și Președintele, și întreaga țară cu ascultare de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin! Aș dori să dau glas acum comunicatului care dorim să-l transmitem către instituțiile statului. Și avem rugămintea la toți factorii de decizie să asculte vocea oamenilor adunați astăzi în Piața Unirii din Oradea. Pe această ploaie, piața s-a umplut și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Noi spunem că fericirea copiilor este deplină doar în familie, alături de un tată și de o mamă. 3 milioane de români, între care mai mult de 100.000 de bihoreni, am semnat pentru protejarea acestui drept al copilului și pentru definirea familiei în Constituție. Coaliția pentru Familie, în numele adunării publice de astăzi, 22 octombrie, la care au participat mii de orădeni în Piața Unirii din Oradea, solicită Parlamentului României să adopte în procedură de urgență inițiativa legislativă pentru modificarea articolului 48 din Constituția României, în sensul definirii familiei astfel. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educația copiilor. Solicităm de asemenea instituțiilor statului român, Curtea Constituțională, Parlamentului, Guvernului, Președinției, să facă toate demersurile necesare pentru organizarea referendumului în vederea modificării Constituției odată cu alegerile parlamentare din 11 decembrie. Termenul SOS din formularea actuală este deschis interpretărilor în contextul internațional din ultimii ani. De aceea, pentru a proteja
și pentru a sprijini nașterea și creșterea generațiilor viitoare, considerăm că acesta trebuie înlocuit cu o formulare clară, care să nu lase loc interpretărilor de orice fel. Formulare care se regăsește în inițiativa pe care o propunem. Potrivit învățăturii Sfintei Scripturi, a principiilor moralei creștine, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie este relația interumană ce asigură mediul propice pentru nașterea, creșterea și educația generațiilor viitoare. Familia este locul în care valorile și tradițiile societății sunt transferate copiilor, iar tradițiile și valorile românești au ca fundament familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Statul și rolul primordial pe care îl are familia și pe care l-a avut de-a lungul istoriei poporului român, are nevoie de protecția noastră a tuturor în fața tendințelor societății moderne de distrugere a familiei așa cum a rânduit-o Dumnezeu. Familia reprezintă, în opinia noastră, mai mult decât iubirea dintre soți. Ea are o structură cu funcții juridice, cu roluri și reguli sociale. Toate acestea, pe termen lung, asigură dezvoltarea optimă și continuarea societății. Pentru noi, cetățenii României, indiferent de naționalitatea pe care o avem, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent de confesiunea pe care o avem, familia nu este un stil de viață, ci este legată fundamental de credința dintotdeauna a poporului român. De aceea, Coaliția pentru Familie, o mișcare civică fără personalitate juridică, independentă de orice partid politic, neafiliată confesional, sprijinită însă de toate cultele creștine din România, în numele celor 3 milioane de români care au semnat pentru revizuirea Constituției, solicită instituțiilor statului român, Curții Constituționale, Parlamentului, Guvernului, Președinției, ca odată cu alegerile parlamentare din 11 decembrie să organizeze și referendumul pentru modificarea Constituției. Următorul pas democratic este referendumul pentru firescul familiei. Dumnezeu să binecuvinteze România! Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din România! Invit acum în mijlocul nostru aici la microfon o familie scumpă pentru care ne-am adunat în iarnă și am strigat către Dumnezeu și către autoritățile române și norvegiene să intervină. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Familia Botnariu, Marius, Ruth și copiii. Domnul să-i binecuvinteze! Iubiți orădeni și bihoreni și români de pretutindeni, vă mulțumim și vă binecuvântăm în numele Lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru rugăciunile fierbinți și pentru postul înascuns, dar vă mulțumim și pentru demonstrații și protest în stradă, în condiții grele. Dumnezeu să vă răsplătească cu bucuriile de care El ne-a făcut parte și nouă. Și mai presus de orice, cu viață veșnică. Vă mulțumim în numele familiei noastre, extinse, de asemenea, când unul din acești micuți suferă alături de ei și plâng bunici, mătuși, verișori, chiar și străbunici. Sunt convins că și ei ar dori să vă extindă într-un fel mulțumirile. De asemenea, vă aducem mulțumiri și salutări și din partea familiei Nan, cu care am vorbit aseară,
Ne cuprinde o bucurie de nedescris să auzim vești bune că au primit și ei o sentință pozitivă și urmează ca în cursul săptămânii viitoare să primească și ei copiii înapoi. Ne rugăm în continuare pentru ei ca familia să se unească într-adevăr și să fie vindecată. Vreau să mai mulțumesc și în numele a sute, poate chiar mii de familii de naționalități diferite, din Norvegia și nu numai, a căror voci și plânsete nu au fost auzite parcă până când nu ați strigat dumneavoastră și v-ați alăturat nouă. Ne rugăm și suntem pentru ca Dumnezeu să-și oglindească chipul și slava în familie, așa cum au rânduit-o El. Un tătic, o mămică și pruncii pe care tot Dumnezeu îi dă sau nu îi dă. Soli Deo Gloria, a Tatălui să fie slava și a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Am dorit să cântăm împreună cu copii și împreună cu dumneavoastră. Suntem o familie unită. Ce minunat să fii într-o familie, familia suntem a Domnului Iisus. Ce minunat să fii într-o familie, familia suntem a Domnului Iisus. Suntem o familie. Mulțumim foarte mult acestor oameni binecuvântați, le mulțumim pentru că au venit să fie împreună cu noi aici și ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvinteze familia și viața lor, dar și a dumneavoastră. Cu mare plăcere invităm acum la microfonul de pe platformă pe domnul episcop Sofronie Drincec, episcop ortodox de Oradea, după care îl invităm pe domnul Ioan Moldovan, președintele comunității penticostale de Oradea, și apoi o familie, Mihaci, Cristian și Bianca, împreună cu copiii. Îi ascultăm! Pace tuturor! Iubiți frați și surori! Nu suntem aici pentru că am fi împotriva cuiva. Noi respectăm libertatea pe care Dumnezeu a dăruit-o omului prin creație, dar credem că libertatea, care nu este dublată de responsabilitate, aduce după sine anarhia. Suntem aici pentru că noi toți credem și mărturisim că Dumnezeu a lăsat în creație, încă de la început, legi puternice, solide, statornice. Legile pe care Dumnezeu le-a așezat în creație încep din paradis, unde Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dăruit-o pe Eva și le-a poruncit: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Principiile după care funcționează universul sunt lăsate de Dumnezeu în creație dintr-un început și vor fi așa până când se va arăta cerul nou și pământul cel nou. Noi toți știm că Dumnezeu a poruncit: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Cine nu este de acord cu aceste adevăruri imuabile? Prințul Întunericului, Părintele și Domnul Minciunii. Din acest motiv, lupta noastră este în primul rând spirituală, iar acest neam de demoni
nu iese afară decât numai cu rugăciune și cu post și cu multă smerenie, pentru că diavolul nu este în stare de așa ceva. De aceea și căzut din înalt și Domnul Iisus Hristos l-a văzut ca un fulger prăbușindu-se din cer în adânc. Să ascultăm prin urmare glasul profetului de odinioară care îi chema pe niniviteni la pocăință pentru a le fi salvată cetatea. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, cu adevărul Său, cu dreptatea Sa. Noi, oamenii, putem să ne păcălim unii pe alții, pe Dumnezeu însă niciodată. De aceea, iubiți frați și surori, în pocăință, în umilință, să mărturisim înaintea lui Dumnezeu, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut nimic vrednic pe pământ, nu pentru merite, că nu le avem, sau pentru virtuți pe care nu ni le cunoaștem, ci pentru credința poporului lui Dumnezeu, pentru credința părinților noștri, pentru credința moșilor și strămoșilor noștri care au trăit, s-au rugat și s-au mântuit pe pământul acesta binecuvântat, să implorăm, să invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează România! Doamne, binecuvintează pământul pe care ai rânduit să ne naștem și să trăim și în care ne vom întoarce când Tu vei hotărâ. Doamne, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Luminează-i pe conducătorii noștri. Dăruiește-le înțelepciune și pricepere ca să ia cele mai potrivite decizii după voia Ta cea sfântă. Și fie ca biruitorul morții, Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia este biruința în vecii vecilor, să ne ajute, să ne îmbrace cu putere de sus, să ne dăruiască sfântul curaj al mărturisirii adevărului nostru de credință, în puterea, în lucrarea, în dragostea și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu dragostea Sa cea sfântă. Amin. Amin. În numele comunității penticostale aș vrea să vă adresez foarte scurt trei cuvinte. Primul cuvânt este un cuvânt de mulțumire. Mulțumirea lui Dumnezeu, pentru că El ascultă rugăciunea. Prezența familiei Bodnariu, faptul că de aseară, de ieri, am primit informația despre familia Nan, este o dovadă că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Aș vrea să am un cuvânt de mulțumire pentru toți cei care mâine se vor împlini 9 luni, v-ați alăturat celor două comunități penticostale și baptiste în demersul de susținere a familiei Bodnariu. Dumnezeu să vă răsplătească! Cel de-al doilea cuvânt, un cuvânt de apreciere. Apreciez că pe o vreme ploioasă sunteți aici. Apreciez că pe o vreme rece, în 23 ianuarie, am fost împreună și vrem să spunem, așa cum spunea Apostolul Pavel unui ucenic al său, lui Tit, vreau să spui, a păsat aceste lucruri. Dacă este nevoie, chiar pe vreme bună, venim din nou în Piața Unirii. Și cel de-al treilea cuvânt. Este prima parte a comunicatului pe care ieri l-a transmis conducerea cultului creștin penticostal în numele congresului de lucru care l-am avut. Și vă rog să ascultați doar prima parte a acestui comunicat. Congresul cultului penticostal din România, întrunit la Sovata în data de 20 octombrie 2016, a adoptat în unanimitate următorul comunicat. Întrucât tema revizuirii Constituției pătrusă recent în dezbaterea publică a generat vii reacții nu doar în spațiul religios, în presă, în mediul virtual, rețele sociale, blogosferă, platforme de comentarii, ci și din partea unor reprezentanți ai statului român, considerăm necesare următoarele precizări. 1. Dezavăm atacurile la persoană din partea liderilor spirituali,
ori a credincioșilor din spațiul religios românesc. Considerăm că în relația dintre instituțiile statului și exponenții mediului confesional este necesară păstrarea unei atitudini de respect reciproc, chiar și atunci când părțile aflate în dialog se situează pe poziții opuse și au convingeri radical diferite cu privire la menirea căsătoriei, instituție pe care o socotim fundamentală pentru buna funcționare a societății și a statului. 2. Biserica Penticostală susține demersurile întreprinse de Coaliția pentru Familie, concretizate în strângerea celor 3 milioane de semnături din partea cetățenilor care doresc fixarea în articolul 48 din Constituție a declarației că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Și zic din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze România! Amin. Stimați reprezentanți ai cultelor, stimate familii, stimate persoane aici prezente în această vreme nu foarte favorabilă, suntem familia Micaci, Bianca, Cristian, cu copiii noștri Cristina, Sofia și Marc Patrick și am venit astăzi aici ca să vă împărtășim de ce este pentru noi important acest demers în favoarea familiei creștine. Zilele trecute citeam pe site-urile de socializare un comentariu cu privire la acest eveniment organizat astăzi aici. Cineva scria: de ce este important să vin eu personal, să fiu aici prezent, doar este de la sine înțeles și este normal ca familia să fie întemeiată pe relația dintre un bărbat și o femeie. Și iată că este totuși foarte important ca să venim și să ne facem auzită vocea. Noi toți cei care suntem de aceeași părere și considerăm normal ca familia să se întemeieze pe legătura dintre un bărbat din punct de vedere biologic și o femeie din punct de vedere biologic, pentru a contracara un puternic curent potrivnic acestei normalități care relativizează valoarea tradițională a familiei creștine. Și dați-mi voie să subliniez aici termenul de familie cu toate conotațiile sale juridice, sociale, religioase versus conviețuire între părți sau parteneriat civil, sau cum să mai fi numind. Ceea ce noi ne străduim să apărăm este familia. Din păcate, ceea ce și aici, prin părțile noastre, până acum câțiva ani, era considerat normal, iată că acum are nevoie de multă colaborare, mult efort, multă susținere din partea bisericilor, a instituțiilor, pentru a fi protejat. Și putem constata cu stupoare că acesta este doar începutul acestor tendințe în numele relativismului. Acțiunile și străduințele noastre nu sunt fructul unui fanatism religios. Suntem aici pentru a apăra familia. Este important de subliniat faptul că noi toți, astăzi aici prezenți, sau cei care s-au adunat în alte orașe, indiferent de etnie, apartenență religioasă, status social, avem aceeași convingere și poziție față de instituția familiei creștine, și anume că ea poate fi întemeiată numai de către un bărbat și o femeie, cu scopul susținerii reciproce a soților, respectiv cea a procreierii, conform voinței eterne a lui Dumnezeu. Și astăzi suntem chemați să dăm voce acestei convingeri. Mă întreb, cum poate fi deschisă spre procreare familia întemeiată de către două persoane de același sex? În presă apare peste tot termenul de referendum anti-gay. Nu este vorba nici pe departe de așa ceva. Noi nu milităm împotriva cuiva sau împotriva drepturilor cuiva, ci o facem în sprijinul valorilor creștine, a armoniei pe care Dumnezeu a visat-o pentru această lume. Atunci când va fi organizat referendumul, este important să mergem cu toții la vot. Vă mulțumim pentru susținere și prezență. Imnul Europei este cântat în bisericile noastre și aș vrea să cântăm acum cu toții acest imn pe versurile Te adorăm în fericire. Și aș dori ca acest mesaj să fie un mesaj care îl transmitem dincolo de granițele țării noastre,
cu toții ne îndreptăm privirea spre acest continent binecuvântat de Dumnezeu, un continent creștin, care dorim să susțină și să aibă mai departe conservate valorile cuvântului lui Dumnezeu. Invităm cu mare plăcere acum la microfonul adunării publice din Piața Unirii din Oradea pe domnul episcop Laszlo Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea, apoi pe domnul Petru Vidu, președintele Comunității Baptiste de Oradea, după care domnul Iano Șantal, consilier eparhial la Episcopia Reformată. În urma adânșilor, invităm la microfon familia Sorin și Corina Curilă. Îi ascultăm cu plăcere. Dragii mei, înainte de toate și în ciuda norilor care sunt deasupra noastră, vreau să vă urez tuturor o zi frumoasă și o zi binecuvântată. Și cred că este o zi frumoasă tocmai pentru că suntem împreună. O zi în care să putem experimenta sentimentul responsabilității asumate colectiv de față de natura și modelul original al existenței noastre. Să fie o zi în care întreaga noastră existență să o privim ca un dar oferit tuturor. Și nu ca un produs sau o consecință a minții omenești. Să fie o zi în care nu ne ferim să recunoaștem defectele din noi, dar nu ne permitem nici să minimalizăm sau să relativizăm demnitatea cu care am fost investiți fiecare după natura sa. Și să fie o zi în care ne amintim și arătăm spre adevărul sădit în noi și care nu este negociabil, căci sunt lucruri care nu pornesc de la noi, lucruri care sunt eterne, de neînlocuit și în afara competenței noastre, lucruri care sunt rod al creației și care au fost și rămân un sprijin în dezvoltarea individuală și comunitară a fiecărei generații. Este zâmbetul de mamă și caldea ei îmbrățișare. Sau este
brațul ocrotitor patern care inspiră siguranță. Sau căminul și unitatea acestui model în care unul nu este ca celălalt, dar împreună aici sunt una. Și mai este copilul ca o prelungire a ceea ce sunt eu și totuși unic în ceea ce este el. Sunt lucruri pe care noi astăzi le recunoaștem și le respectăm ca valori indestructibile și despre care aducem împreună mărturie cu toată convingerea noastră. Dar pe de altă parte, dragii mei, și conjunctura în care am venit astăzi aici, mai ales prin parcursul ultimelor zile, reclamă prezența noastră la această adunare și cere o mărturie de la noi. Mai ales pentru că nu am venit împotriva cuiva, ci am venit să repetăm niște lucruri simple. Am venit să spunem că și acum știm că deasupra norilor strălucește soarele. Am mai venit să spunem că nouă ne place la lumină și nu ne place în întuneric. Am mai venit să spunem că ne îngrijorează dacă cineva pune gând rău soarelui și vrea să-l doboare de pe bolta noastră. Căci așa vorbim despre familie. Nu cum o gândesc unii, ci cum a fost lăsată de Dumnezeu. Și nu ne sfiim să spunem acest lucru. Și din acest motiv vrem să apărăm familia așa cum știm că a lăsat-o Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de îmbrățișare maternă, avem nevoie de siguranță paternă, avem nevoie de copii la sânul mamelor lor și avem nevoie de cămine familiale în care creația să se dezvolte și să-și urmeze cursul firesc natural. Și pentru că aici ne asumăm și calitatea de creștini, să privim la cartea Exodului, unde Moise coboară de pe munte pentru a se întâlni cu poporul care s-a depărtat de Dumnezeu și de legea lui. Moise s-a mâniat, scrie în cartea Exodului, a spart tablele legământului, dar pornește din nou spre munte să-l întâlnească pe Dumnezeu. Nu e prea devreme, dar poate nici prea târziu să ne dăm seama, indiferent de credință, de etnie, de convingeri și de poziție, că avem nevoie de puțină umilință ca să nu ne depășim limitele sub pretextul unui libertinism la modă sau a altor argumente, căci ușor sfărâmăm legământul vieții. Și ca să nu rămân doar la gândurile Scripturii, căci poate unii din cei care ne urmăresc astăzi nu o consideră suficient de întemeiată sau actuală, permiteți-mi să închei cu gândurile unui poet al secolului 20, cred că este Lucian Blaga, care parcă pentru noi scrie: eu nu strivesc corola de minune a lumii și nu ucid cu mintea tainele pe care le întâlnesc în calea mea. Dar eu, și să ne gândim ca și creștin, cu lumina mea sporesc a lumii taină, îmbogățesc întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister. Dumnezeu să ne ajute ca să ocrotim acest mister, misterul familiei, deseori pus la încercare, ca să rămână misterul unității între un bărbat și o femeie în tot mai multe familii și spre binele tuturor. Și acum îngăduiți-mi să spun și două fraze în limba maghiară. Testvéreim,
amikor most a család ügyéért és annak helyes értékeléséért jöttünk tanúságot tenni. Gondolnunk kell arra, hogy az egész egészséges család az első templom, az első iskola, a helyes növekedésnek megalapozója és mozgatója. A férj és a feleség, az anya és az apa csak a reá eső részt teljesíti, mert nem csak emberi mű az egész, hanem a teremtés folytatása. Ezért védelmezni akarjuk azt, hogy olyan családjaink legyenek, amelyekben a nő az anyuka, a férfi az apuka, a gyermekek pedig szeretetüknek a gyümölcse. Isten áldja meg a családokat. De ce am venit la această adunare publică? De ce am insistat, am invitat mulți oameni, indiferent de confesiune religioasă, indiferent de etnie, să vină în locul acesta? Vreau să vă spun, unul din motive a fost frica. Frica. Mă tem de viitor. Mă tem de viitorul familiei. Mă tem de viitorul copiilor și a nepoților noștri. Atunci când a fost elaborată Constituția României, nimeni nu înțelegea altceva prin termenul de soț decât soț și soție. Când spunea cineva, vine în vizită la noi familia Ionescu, înțelegea că este o familie formată dintr-un soț și o soție. Mă tem că în curând se va înțelege altceva prin termenul de soț, cu toate că orice lege trebuie înțeleasă în litera și spiritul legii. Spiritul articolului 48 din Constituție înseamnă familia formată din soț și soție. Este foarte curios că instanța care este Curtea Constituțională a amânat atât de mult în ceea ce privește pronunțarea în cererea de recunoaștere a acelei familii formată din doi bărbați. Când Constituția, spiritul Constituției, spiritul articolului 48 este atât de clar. Mă tem că ce s-a întâmplat în Canada, în Statele Unite, în mai bine de jumătate din statele Uniunii Europene, să nu se întâmple și România. Mă tem că legalizarea căsătoriei între homosexuali este doar începutul. La Curtea Supremă a Statelor Unite este pe rol acum legalizarea poligamiei. Sunt țări în care se cere legalizarea incestului, legalizarea relațiilor cu animale, chiar și necrofilia. Mă tem de viitor. Am venit în locul acesta de frică. Mă tem de pedeapsa lui Dumnezeu. Am venit să trag un semnal de alarmă. Uitați-vă în istorie. Uitați-vă la Sodoma și Gomora, care au fost nimicite cu foc și cu pucioasă din cauza păcatului homosexualității care a intrat în conștiința oamenilor sub numele de sodomie și n-au cerut legalizarea căsătoriilor homosexuale. Gândiți-vă la popoarele cananite care au fost pedepsite de Dumnezeu și condamnate la exterminare în principal din cauza păcatului sodomiei și a păcatului bestialității. Gândiți-vă la Imperiul Roman, uriașul Imperiu Roman,
răspândind în toată lumea cunoscută în vremea aceea, a fost distrus în mod special din cauza aceluiași păcat. În epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 1, se spune: din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. De aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dumnezeu numește relațiile acestea păcătoase patim scârboase, care sunt împotriva firii, lucruri neîngăduite. Iar oamenii care le practică sunt numiți oameni cu minte blestemată. Nu eu îi numesc așa, ci Dumnezeu. Dacă noi îngăduim să se întâmple în țara noastră așa ceva, mai mult, dacă vom legaliza asemenea practici, va veni peste România pedeapsa lui Dumnezeu. De ce am venit în locul acesta? De frică. Mă tem ca nu cumva să mă trezesc că sunt de partea celor care sunt împotriva lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce așteaptă Dumnezeu de la creștini în vremea aceasta? Așteaptă două lucruri. Așteaptă rugăciune și așteaptă acțiune. În 27 octombrie este o zi de post și de rugăciune. Dar astăzi Dumnezeu ne vrea în locul acesta. Chiar dacă în iarnă au fost minus 11 grade și astăzi a fost ploaie, au fost astăzi, în timpul acesta, sunt plus 11 grade. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru mare mulțime de oameni adunată în locul acesta. În Evanghelia după Matei, versetul 30 din capitolul 12, Domnul Iisus spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ne dorea în locul acesta, în această zi. Ne-am adunat aici să apărăm familia așa cum a rânduit-o Dumnezeu. Știm, s-a spus în locul acesta, că bătălia este în primul rând una spirituală. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Dumnezeu să-și apere familia. Dumnezeu să păzească România. Dumnezeu să aducă pocăință în poporul român, întoarcere din toată inima la Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată binecuvânta această țară. Numele Lui să fie slăvit în veci de veci. Amin. Békesség Istentől, pace de la Dumnezeu. A Királyhágó melléki református egyházkerület teljes támogatásáról biztosítja a Családért Koalíciót, hazánk alkotmánya 48. paragrafusának módosítását célzó törekvésében. Învățătura despre bioetică a Sinodului Bisericii Reformate din România, intitulată Viața aparține lui Dumnezeu, publicată pe 18 noiembrie 2009, în capitolul 6 despre căsătorie și familie, spune următoarele. Conform Sfintei Scripturi, Biserica Reformată din România consideră căsătoria legătura pe viață dintre un bărbat și o femeie ca fiind buna orânduire a creației lui Dumnezeu. Deși instituția căsătoriei și a familiei pare să se fi clatinat în anumite perioade, biserica noastră ține la regulile creștine ale Noului Testament. Conform acestuia, căsătoria este biaza vieții de familie, pe care Dumnezeu poate să o binecuvânteze prin nașterea copiilor, acordând astfel soților binecuvântarea Creatorului de a zămisli o nouă viață. Această ordine biblică este întărită de experiența potrivit căreia legătura bazată pe dragostea dintre bărbat și femeie
se poate împlini doar în cadrul căsătoriei monogame durabile. Acesta oferă siguranță sufletească, afectivă, juridică și materială atât părinților cât și copiilor. Încheia citatul. Pe baza acestuia, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului susține demersurile Coaliției pentru Familie privind modificarea articolului 48 din Constituția României în sensul definirii familiei. Vă mulțumesc că să ne începem. Bună ziua, mă numesc Sorin Curilă, sunt aici împreună cu întreaga mea familie, dar aș dori să vă transmit un mesaj din partea Asociației Părinți pentru Ora de Religie. Așa zise societăți civile, precum și diverse voci ale unor politicieni controversați, cereau în 2014-2015 scoaterea religiei din curricula elevilor din învățământul preuniversitar. Într-o stare de neliniște pentru societate, generată de solicitarea de scoatere a religiei din școli, s-a înființat în februarie 2015 Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Din fericire, în urma demersurilor efectuate în primăvara anului 2015, la care Asociația Părinți pentru Ora de Religie a avut un aport considerabil, s-a obținut participarea la ora de religie în baza unei cereri depuse doar la începutul ciclului de studii. Din păcate, trăim vremuri din ce în ce mai tulburi și iată-ne astăzi în fața unei noi provocări, și anume apărarea familiei. Mai explicit, în modificarea Constituției României referitor la căsătorie, în sensul că familia se întemeiază pe familia liber consimțită între bărbați și femeie și nu între soți. Soț este un termen foarte vag, care lasă loc la interpretări. Apor Bihor, prin comitetul său director și prin membrii săi din Oradea și în județ, uitați, avem aici un banner Apor Beiuș, au venit un autocar întreg din Beiuș. Participăm astăzi la adunarea populară, convinși fiind că trebuie să sprijinim apărarea valorilor familiei tradiționale și solicităm structurilor abilitate să organizeze referendumul de modificare a Constituției. Iar dumneavoastră vă adresăm rugămintea ca în momentul de maximă importanță referendumul să nu precupețiți niciun efort în a mobiliza pe cei apropiați să își exprime votul. Avem convingerea că așa cum în 2015 am reușit să păstrăm ora de religie, vom reuși acum să apărăm familia tradițională și valorile ei. Astăzi în Oradea, mâine în toată țara. De ce n-am putea fi o altă Timișoară? Acum, de data aceasta, pentru păstrarea familiei tradiționale, așa cum ne-a lăsat-o bunul Dumnezeu. Doamne ajută! Dragii mei, aș vrea să ne numărăm acum, pentru că odată a fost vorba despre cât suntem aici. Sunt 4.000 de afișe pe care le-am distribuit și vă rog să le ridicați toți cei care aveți afișe.
Mulțumesc tare frumos! Vă rog să lăsați jos afișele, cei care aveți afișe, și să ridicați mâna toți cei care n-aveți afișe. Sunt mai mulți care n-au afișe. Ridicați mâinile și cei cu afișe și fără afișe. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea din locul acesta. Mai mult de 10.000 de oameni prezenți aici în Piața Unirii din Oradea. Vom asculta acum corul reunit al Facultății de Teologie și al Liceului Ortodox din Oradea, aici în Piața Unirii, în timp ce de asemenea bat clopotele aici, pentru că este ora 12. Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta! Ridicați încă o dată afișele în bătaia clopotele și mâinile cu toții. Dumnezeu să binecuvinteze România! Dumnezeu să binecuvinteze familiile din România! Dumnezeu să binecuvinteze Parlamentul României! În așa fel încât să adopte legea pentru referendum odată cu alegerile parlamentare din 11 decembrie. Amin! Dumnezeu să binecuvinteze Curtea Constituțională. Amin! Dumnezeu să binecuvinteze președintele României. Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile locale din Oradea. Dumnezeu să binecuvinteze națiunea noastră și familia din România, să-L onoreze pe Dumnezeu. Țara aceasta să fie o țară care trăiește în lumina lui Dumnezeu. Nu noi definim familia, familia a definit-o Dumnezeu. Dumnezeu a făcut două instituții, familia și biserica, și numai Dumnezeu definește ce este familie și ce este biserică. Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră. Amin. Corul Facultății de Teologie și al Liceului cântă acum.
cu noi este Dumnezeu. Invit acum pe domnul Antoniu Chifor, vicar episcopal la Episcopia Greco-Catolică din Oradea, apoi pe domnul Budoi Lajos din partea Convenției Baptiste Maghiare, după care familia Pătcaș Cornel, Rodica și copiii aici la microfonul din Piața Unirii din Oradea. Onorată audiență, în cele ce urmează aș dori să dau citire cuvântului preasfințitului Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea. Sănătatea oricărei societăți depinde de sănătatea familiilor ei. Sfântul Părinte Papa Francisc a spus recent: astăzi există un război mondial pentru a distruge căsătoria. Astăzi există colonizări ideologice care distrug, dar nu distrug cu armele, distrug cu ideile. De aceea trebuie să ne apărăm de colonizările ideologice, să nu pierdem încrederea în familie. Ce frumos este să ne deschidem întotdeauna inima unii altora, fără a ascunde nimic. Unde este iubire, acolo este și înțelegere și iertare. Într-o familie unită, fiii se pot dezvolta și pot trăi experiența iubirii gratuite. Dacă ușa familiei nu se deschide pentru prezența lui Dumnezeu și iubirea sa, familia își pierde armonia, predomină individualismul și se stinge bucuria. În schimb, familia care trăiește bucuria credinței, care o comunică spontan, este sarea pământului și lumina lumii, este fermentul care face să crească întreaga societate. Dumnezeu bate mereu la ușile inimilor noastre, îi place să facă asta, dar știți ce îi place mai mult? Să bată la ușile familiilor, să le găsească unite, să găsească familii care se iubesc, să găsească familii care își cresc copiii și îi educă, ducându-i înainte spre o societate de bunătate, de dragoste și de adevăr. Să ne îngrijim de familie, să apărăm familia, pentru că acolo se joacă viitorul nostru. Nu putem să ne gândim la o societate sănătoasă care nu dă spațiu concret vieții familiale. Nu putem să ne gândim la viitorul unei societăți care nu găsește o legislație capabilă să apere și să asigure condițiile minime și necesare pentru ca familia formată din bărbat și femeie să se poată dezvolta. Câte probleme s-ar rezolva dacă societatea noastră ar proteja nucleul familial, îndeosebi cel al tinerilor căsătoriți, în așa fel încât să aibă un loc de muncă demn și o locuință sigură pentru ei și pentru copiii lor. Cât de important este pentru familiile noastre să meargă împreună și să aibă același țel de atins. Știm că avem un parcurs comun de făcut, un drum pe care întâlnim dificultăți, dar și momente de bucurie. Ce poate însă fi mai frumos decât un tată și o mamă care își binecuvântează copiii la începutul zilei și la încheierea ei?
Vă mulțumesc! Mulțumesc Domnului că și noi, frații maghiari, suntem alături de dumneavoastră. Dorim binecuvântarea Domnului. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Baptista Gyülekezet nevében. Ma azért jöttünk Nagyvárad főterére, hogy szót emeljünk a családok védelmébe. A Teremtő Isten rendelése az, hogy az embernek felesége legyen. A teremtés hajnalán Isten mindenre azt mondta, hogy jó. Egy dologra mondta, hogy nem jó. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Mózes első könyve 2. részének 18. versében mondja ezt a Biblia. A házasságot férfi és nő között Isten szerezte, és ez jó és jót hoz. A férfihez nő illik házastársul. Ezt a Teremtő rendelte így, és szeretnénk ehhez a rendhez igazodni, mert az élet csak ebben a rendben születhet és növekedhet egészségesen. Isten tudja meg is tartani a családokat, hogy jól működjenek egy életen át, szerelembe és bőséges szeretetbe ágyazva. Ma olyan időket élünk, amikor a toleranciára hivatkozva azt, ami életet és jövőt jelentene, az emberek elutasítják, vagy közömbösök vele szembe. A mai kor egyik jelszava ez, minden relatív. Mi bibliás keresztények határozottan mondjuk, hogy Isten szava nem relatív, hanem az egyetlen jó megoldás az egyes embernek is, de a társadalom egészének is. Szeretnénk itt a téren is kimondani, hogy hittel elfogadjuk Isten családra vonatkozó mércéjét, és hozzá akarunk igazodni a mai korban is. Jó dolog a család, áldott legyen érette az Isten szent neve. Hűségben akarunk élni, és Jézus Krisztus szeretnénk megismertetni gyermekeinkkel is, a Szentlélek ereje által. Amen. Doamne să binecuvinteze România. Amin. Vă spunem un bun venit tuturor și vă mulțumim că în ciuda vremii de afară sunteți și suntem adunați într-un număr atât de frumos. Dorim să sprijinim și noi familia aceea creată de Dumnezeu. Și voi începe cu începuturile, cu primul verset din Biblie, care este cartea de căpătâi a tuturor vremurilor. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și tot ce are suflare, El le-a creat. Apoi a făcut parte bărbătească și parte femeiască, pentru ca cei doi să formeze o familie. Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și așa a fost. Și suntem azi aici pentru că ne dorim ca așa să rămână în continuare. Suntem aici împreună cu familia mea pentru că este important să spunem tuturor ce este valoros și anume familia. Familia este importantă și copiii noștri sunt importanți, sunt prețioși și viitorul lor ne preocupă. Trăim vremuri în care cuvântul familie a ajuns să fie golit de esență și valoare, încercându-se a se păstra doar forma. Este de-a dreptul nefiresc și de aceea nu vrem să renunțăm la esență și nu vrem să renunțăm la normalitate. Familia este piatra de temelie a societății. Și ne dorim o societate sănătoasă și vrem să ne creștem copiii într-o societate sănătoasă. De aceea trebuie să luptăm pentru ca familia să rămână așa cum a creat-o El, Creatorul. Bărbat, respectiv tată, femeie, respectiv mamă și copii. Și de aceea vă invit așadar să luptăm pentru ceea ce este prețios, pentru ce are valoare, familia după modelul creat de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă mulțumesc! Amin.
Mulțumim fanfarei și pentru această cântare, dar și pentru concertul care l-au avut în ploaie. Dragii mei, împreună cu noi este din partea Coaliției pentru Familie la nivel național, domnul Ioan Șolea. Noi l-am invitat aici pentru a-l împuternici, ca numele miilor de oameni prezenți aici să meargă la autoritățile statului încă de luni și să depună solicitarea oficială ca să se organizeze referendumul odată cu alegerile parlamentare. Sunteți de acord să-l împuternicim pe domnul Ioan? Îl invit acum la microfon, domnul să-l binecuvinteze. Oradea, România te salută, îți mulțumește și te aplaudă. România, Oradea, te salută, te sprijină și te aplaudă. De atâta lup și oaia prinde a mușca. Dacă era soare, s-ar fi spus că ați plecat la plimbare și v-ați întâmplat aici. Dar pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ploaie, acum știe toată lumea că vom merge până la capăt cu apărarea familiei în România. Voi sunteți tinerii frumoși și liberi, de vârste diferite, care înțelegeți rostul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Rostul este protecția copiilor noștri. Dacă noi pierdem această luptă, în fața mormântului nostru vor veni copiii noștri și vor cere de la noi socoteală și ne vor spune: ne-ați lăsat o lume în care noi nu mai încăpem, în care creștinismul este scos afară. Nu putem să le lăsăm o altă Românie decât cea întemeiată pe valorile tradiționale ale acestui popor. De ce? Pentru că sunt verificate de sute de ani și pentru că s-a murit pentru ele în tranșee, pentru că sângele neamului nostru a întărit și a statornicit această credință pe care nu ne-o vor putea lua nici acum, nici mâine, pentru că alături de noi stă Dumnezeu și dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Strămoșii noștri ne-au lăsat cuvânt în imnul național să ne amintim în fiecare clipă și spune așa: deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Ce înseamnă aceasta decât că există un somn al adormirii și al morții? Nu putem să dormim acest somn, așa că spunem cu toții: România, trezește-te! România, trezește-te! România, trezește-te! Am început acest demers nu în contra statului român, nu împotriva instituțiilor de drept, pentru că noi suntem cetățeni responsabili și înțelegem ce reprezintă acestea pentru democrație și pentru libertate. Am respectat toate cadențele legale și toate legile care se referă la inițiativa legislativă, făcând o reverență statului de drept din România. Nu am ieșit în stradă să influențăm decizia curții. Nu am făcut niciun fel de influențare decât că ne-am făcut datoria și am strâns 3 milioane de semnături. Acum nu mai putem să tăcem, pentru că nu pe noi ne lovesc cei care vor să ne evite, cei care nu vor organizarea referendumului,
ci însăși democrația și statul român, care a legiferat inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției. Sus inima români! Ridicați încă o dată toate aceste frumoase cerințe ca milioane de ochi să le vadă, ca milioane de inimi să bată în același trid cu noi și România să fie încă o dată o voce care să spună: vrem căsătorie între un bărbat și o femeie. Vă mulțumesc! Dorim aici să îi încredințăm domnului Șolea mandatul nostru de a se prezenta la instituțiile statului român în numele poporului, al oamenilor adunați aici, și să duceți mesajul din partea noastră către instituțiile statului. Ridicați panourile și mâna sus și astfel îl împuternicim pe domnul Ioan cu acest mandat să ducă numele nostru lupta până la capăt, o luptă în demnitate, în dragoste, în bunătate. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Aș dori acum să vă mulțumesc foarte mult fiecăruia dintre dumneavoastră care ați lăsat deoparte ziua de astăzi și ați venit să fiți prezenți împreună aici. Mulțumesc pentru o adunare publică civilizată, mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-au transmis reprezentanții comunităților creștine din Oradea, familiile din Oradea, mulțumesc foarte mult de asemenea tuturor instituțiilor din mass media prezente cu noi aici, mulțumesc celor care ați prezentat pentru a fi cunoscută vocea noastră și cererea pe care o avem. Mulțumesc autorităților locale pentru că ne-au dat spațiul acesta și pentru că au asigurat buna funcționare. Dar vrem acum cu toții să-i mulțumim lui Dumnezeu. De aceea vă rugăm să ne smerim înaintea Domnului, să-L onorăm pe Dumnezeu și invit pe domnul Bogdan Ioan să conducă această rugăciune, să ne conducă în rugăciune către Dumnezeu. Vă îndemn însă pe fiecare împreună să cerem lui Dumnezeu ajutorul și binecuvântarea Lui. Tată Ceresc, Dumnezeule veșnic, Făcătorul cerului și al pământului și Creatorul nostru, înaintea Ta ne închinăm și suntem profund recunoscători, primul rând pentru că Tu ne-ai făcut și suntem ai Tăi. Prin obârșia noastră Ți aparținem Ție. Mulțumesc, Doamne, împreună cu toți cei care au cunoscut mântuirea Ta din locul acesta, pentru jertfa măreață și binecuvântată al Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc, Doamne, pentru purtarea Ta de grijă în fiecare zi. Mulțumesc că și astăzi am avut pâine pe masă și azi noapte am avut un loc în care să ne adăpostim. Toate acestea sunt dovada dragostei și a purtării Tale de grijă. Slăvit și binecuvântat să fie numele. Mulțumesc că prin îndurarea Ta ne-am adunat astăzi aici credincioși din diferite confesiuni. Mulțumesc din toată inima pentru spiritul de pace și bucurie, de dragoste frățească care a făcut ca armonia Ta să fie simțită aici. Mulțumesc în mod deosebit pentru slujitorii bisericilor din orașul și din județul nostru. Mulțumesc că ai binecuvântat comunitatea creștină din Oradea și din Bihor cu oameni înțelepți, cu oameni temători de Tine, cu oameni care lucrează și trăiesc în spiritul Scripturii și în voia Ta. Îți mulțumim pentru ei și mă rog din toată inima să-i binecuvintezi. Mulțumesc că ne-ai dat o vreme potrivită astăzi. Mulțumesc că ai trimis ploaia la vreme. Și mulțumesc că ai oprit-o la vreme. Tu nu greșești niciodată. Și totul se întâmplă numai în voia Ta. Te ascultă norii, te ascultă vântul, te ascultă ploaia. Doamne, ajută-ne să Te ascultăm și noi.
Mulțumesc și văd în toate aceste lucruri binecuvântarea ta. Mulțumesc că ai pus în inima orădenilor, a bihorenilor, dorința de a fi astăzi aici. Prin prezența noastră recunoaștem în primul rând puterea ta de Dumnezeu. Recunoaștem mântuirea ta oferită prin Domnul Iisus Hristos. Și recunoaștem că tu ești la cârma istoriei. Venim acum, Doamne, și te rugăm, binecuvintează orașul Oradea, binecuvintează orașul, binecuvintează județul Bihor și binecuvântă neamul nostru românesc. Binecuvântă țara aceasta, Doamne, mă rog ca de aici să pornească treziri spirituale care să cuprindă Europa, care să atingă lumea întreagă. Doamne, mulțumesc că ai pus gând bun fraților care au inițiat acest proiect. Și mă rog să lucrez la inima mai marilor acestei națiuni, la inima parlamentarilor, la inima guvernului, la inima președinției, să asculte de cuvântul tău, să asculte de voia ta, ca toate aceste lucruri normale și firești, așezate de tine de la început, să fie statornice pentru generațiile care vin. Încă o dată îți mulțumesc pentru sărbătoarea frumoasă de la Oradea. Mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi aici și punem numele tău mare și sfânt peste oraș, peste județ și peste țara românească. Fii slăvit și binecuvântat în veci și toată adunarea să spună amin. Amin. Și acum, Doamne, binecuvintează România. Dumnezeu să ne ajute să trăim cu credința adevărată. Cântăm cu toți această cântare. Binecuvintează, Doamne, România. Suflet, tu meu, te laudă, Doamne.
amin, Dumnezeu să ne ajute!